Salut, sunt Claudiu de la delazero.biz și în acest video o să vă arăt cum se fac animații simple de text și grafică în programul PowerPoint. Deci, deschideți PowerPoint și în primul rând mergem aici la Layout și alegem acest Layout Blank. Apoi vom introduce de la Insert primul text. Mergem aici la Text Block și apăsăm pe mouse și tragem pe o arie cât mai extinsă și scriem Animations of Text and Graphics. Apoi dau click pe acest bloc de text, îl centrez de la acest buton, îi schimb apoi fontul de aici, caut Arial și de aici îi schimb mărimea la 44. Aici îi dau Enter ca să-l pun pe două rânduri, iar acest text de mai jos îl evidențiez și îi schimb fontul. Apăs aici B și mi-apare aici Arial Black, apoi dau Enter. Mărimea eu las aceeași, apoi selectez acest câmp de text și de la Arrange merg aici la Align și Center, ca să-l centrez față de slide. Adaug acum un nou text, merg la Insert, Text Block, iar aici scriu Lesson 1 Simple Animations. Ok, selectez acest bloc de text, îl centrez, îi schimb fontul, îi pun Arial, mărimea eu pun de 24, nu, mai bine de 20. Îl centrez de aici de la Arrange și Align Center. Apoi apăs tasta Shift și mișc de acest text în linie dreaptă mai jos. Apoi apăs din nou Shift și selectez amândouă textele și le trag mai jos ca să am loc să introduc și o imagine. Merg la Insert și caut o imagine pe care eu deja mi-am salvat-o aici. Voi puteți să descărcați aceeași imagine dacă mergeți pe linkul din descrierea acestui video. Micșorez imaginea trăgând de colțul ei și apăsând tasta Shift în același timp, apoi o centrez pe slide și acum am toate cele trei elemente pe care vreau să le animez. Selectez primul text pe care o să-l animez, merg la Animations și aleg Fly In. Iar de aici, de la Effect Options, aleg From Right. Selectez al doilea text, îi dau aceeași animație de Fly In, însă de la Effect Options îi pun From Left. Selectez și această imagine și de la acest buton pot căuta următorul rând de animații, iar dacă apăs aici le văd pe toate și aleg Zoom. Bun, ca să vedem toate animațiile textelor și ale imaginii, merg aici la Animation Pane și dau click pe el și se deschide acest panou unde vedem toate animațiile. Și selectez prima animație și merg aici la Start, îi pun With Previous, adică va începe odată cu acțiunea de dinainte. La fel fac și la a doua animație, îi pun Startul With Previous și la a treia animație la fel. Apoi dau click aici în afară și apoi apăs butonul pe care scrie acum Play All. Și iată cum se văd aceste animații. Deci toate aceste animații au fost niște animații de intrare, iar acum o să mai adăugăm niște animații de ieșire ca să fie și mai interesant. Deci selectez acest text și merg aici la Add Animation ca să mai adaug o animație. Acestea în verde sunt animațiile de intrare, apoi avem aceste animații în galben care sunt de evidențiere, iar acestea în roșu sunt animații de ieșire, iar eu o să aleg acum o animație de ieșire. Deci, am avut o animație de fly-in, de intrare, la acel text, iar acum aleg fly-out. Selectez acum prima animație, aceea de intrare a textului, și vedeți aici că este un fly-in cu efecte la dreapta spre stânga. Apoi, selectez animația lui de ieșire, care este un fly-out, iar de la Effect Options aleg To Left, adică va pleca din dreapta către stânga. Bun, acum selectez al doilea text și mai adaug o animație de la Add Animation. Merg la animațiile de ieșire și aleg Fly Out.
și de la Effect Options aleg To Write. Apoi selectez buvnița, merg la Add Animation și aleg de la animațiile de ieșire Zoom. Și vedeți aici aceste trei animații de ieșire care sunt cu roșu și selectez prima animație de ieșire, apoi apăs tasta Shift și dau click și pe a treia și astfel le-am selectat pe toate trei. Merg aici la Start și aleg With Previous și ca să nu se întâmple toate animațiile și cele de intrare și cele de ieșire în același timp, pentru că nu are sens, merg aici la Delay, adică întârziere și le pun 2 secunde, ok? Apoi dau click aici pe slide și de la butonul Play All vedeți cum se văd toate aceste animații. Deci ați văzut că după animațiile de intrare au rămas nemișcate 2 secunde, apoi s-au întâmplat animațiile de ieșire, așa cum am vrut. Haideți acum să îmbunătățim și aspectul acestui slide. Dau click dreapta și click pe Format Background și se deschide acest panou. Dau click pe Gradient Fill. Apoi merg la Preset Gradients și aleg această culoare de verde. Sau, ca să fie un verde mai închis, aleg pe aceasta. Apoi închid acest panou de aici și selectez acest text ca să se vadă mai bine și dau culoarea albă. Merg la tabul Home și de aici îi schimb culoarea în alb. Și ca să arate și mai evidențiat, merg aici la acest S care vine de la Shadow, ceea ce înseamnă umbră. Ok? Selectez apoi al doilea text și vreau să-l fac de culoarea buvniței, ca să fie în același ton. Deci merg aici la culoare, aleg pipeta, adică eyedropper în engleză, și aleg această culoare, însă nu se vede bine. Așa că mă mai duc o dată aici la culoare, iau pipeta și de data asta aleg acest gri deschis. Și acum sunt mulțumit de cum arată. Și dau click aici pe Play All și iată cum se văd toate animațiile cu noua înfățișare a slide-ului. Ok, aici a sfârșit acest video în care ați văzut cum se fac niște animații simple de grafică și text în PowerPoint. Eu sunt Claudiu de la delazero.biz și dacă vreți să vedeți și alte animații mult mai avansate, înscriți-vă la canalul meu de YouTube, pentru că o să mai fac și alte video despre PowerPoint. Sau dacă vreți să urmați un curs, am un curs pe care o să-l găsiți în descrierea de dedesubtul acestui video, însă cursul este deocamdată doar în engleză. Dacă am destule cereri, o să-l fac și în română. Însă pentru cine înțelege engleza, acest curs o să fie binevenit pentru că are animații deosebite, avansate chiar, și veți deveni adevărați experți dacă îl veți urma până la capăt. Numai bine și pe curând!